Aproximativ 900.000 de ucraineni au intrat în România de la declanșarea crizei din țara vecină, a informat Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Potrivit unui comunicat transmis de Ager Press luni, în interval de 24 de ore, la nivel național, prin punctele de frontieră, au intrat în România 70.165 de persoane, dintre care 5.530 de cetățeni ucraineni, în scădere cu 27,9% față de ziua precedentă. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat în România 2.911 cetățeni ucraineni, în scădere cu 31,5%, iar pe la cea cu Republica Moldova au intrat 644 cetățeni ucraineni, scădere cu 66%, scrie Ager Press. De la declanșarea acestei crize 24 februarie până la data de 9.05.2022, ora 24, la nivel național au intrat în România 897.256 de cetățeni ucraineni, arată Poliția de Frontieră. Totodată, începând cu data de 10 februarie 2022, perioadă preconflict, au intrat în țara noastră 931.785 de ucraineni.